Nu există o rețetă anume pentru a putea să ajungi până la această fază a competiției, spune Levi, însă de un lucru sunt siguri, atât ei cât și dascălii care îi îndrumă. Orele întregi de muncă suplimentară pe lângă activitatea de la clasă sunt o explicație pentru fiecare dintre ei cu privire la reușită. Pentru națională se necesită o pregătire aprofundată. Este necesar să abordez mult mai multe manuale și nu pot să mă las doar cu ceea ce am învățat pentru etapa județeană. Este într-adevăr foarte mult de învățat, am de parcurs foarte multă materie, dar satisfacțiile mă vor ajuta în viitor și consider că merită să muncesc atât de mult, cu toate că îmi rup din timpul meu în care aș putea să mă relaxez, să citesc o carte și îl dedic istoriei. La etapa județeană am obținut locul întâi și la națională sper că voi reuși să iau un premiu foarte bun. Unde se va ține anul acesta și spune-mi dacă pe tine te ajută această materie economia, cum este pentru tine ca și pasiune, eu știu, ca și materie de școală? La Baia Mare se desfășoară și da, mă ajută pentru că vreau să dau la Facultatea de Drept din București și acolo se dă examen la economie și română. Este mai mult important să fii constant în pregătirea ta și să aloci câteva ore în fiecare zi decât să acumulezi foarte multă materie în ultimele zile, în ultima săptămână de fapt. Cum este geografia ca și materie? Este o materie accesibilă pentru tine, care ești pasionată pentru că ai ajuns până aici? Geografia este o materie foarte frumoasă și pe lângă proba teoretică se desfășoară și o probă practică, în urma căreia noi facem observații pe teren, realizăm reprezentări grafice, cronograme și climograme. Suntem foarte bucuroși că acești copii o să ducă mai departe stima Colegiului Național Traian dintr-o Petra Turnu Severin, că au obținut rezultate foarte bune și la religie. La religie vor merge la faza națională 3 elevi. Faza națională va avea loc la Cluj-Napoca, iar noi, ca și dascăl, le dorim ca în data de 2 aprilie, atunci când va avea loc examenul propriu-zis, să le luminăm Dumnezeu mințile. Am participat la Olimpiada Națională de Religie în numeroase rânduri. Anul acesta am decis să mă pregătesc intens pentru a lua locul întâi la faza județeană și în prezent mă pregătesc temeinic pentru faza națională. Aceasta se va desfășura la Cluj. Este un loc plin de cultură și de spiritualitate. Îmi place foarte mult materia pe care o studiez pentru Olimpiadă și consider că este esențial ca omul să aibă valori religioase de-a lungul întregii sale vieți și în carieră. De aceea consider că religia este o materie importantă și stă la baza tuturor celorlalte materii. Faptul că acești elevi s-au calificat mai departe la fazele naționale ale competițiilor reprezintă pentru dascălii lor o confirmare a faptului că munca pe care au depus-o nu a fost în zadar. La disciplina geografie s-au obținut 21 de premii la etapa județeană, este vorba de concursurile de geografie. Avem la Olimpiada de Geografie, deci pe locul întâi la clasa a 9-a, la clasa a 10-a, apoi la un singur pământ, la fel, pe locul întâi la clasa a 6-a, la Terra, de asemenea, tot pe locul întâi la 6-a, pe locul întâi la fel la a 5-a și, de asemenea, celelalte premii, în afară de locurile întâi. Și sperăm că această tradiție să continuă. Avem la clasa a 9-a, elevul meu Emil Ciorăscu, de la clasa a 9-e. La clasa a 10-a, locul întâi la faza județeană, Glonți Mădălina. Și iată că la clasa a 5-a, pentru prima dată, mica olimpiadă de geografie, are un reprezentant pe Astrid Manolea, tot eleva mea. Este o reală plăcere să lucrez cu acești copii. Ne dorim ca rezultatele de la faza județeană să ne ajute și să ne impulsioneze să învățăm și să depunem eforturi și muncă și ore mult mai mari. Elevii școlii care au reușit aceste performanțe au început să se pregătească din timp pentru etapele naționale ale acestor concursuri. Așa se face că unii dintre ei au rămas în biblioteca școlii pentru a studia imediat după ce colegii lor au plecat spre casă, tot pentru a se apuca de învățat.